Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la partea a patra din Life Hack-uri de pe TikTok. Dar înainte de asta v-aș ruga pe toți să puneți pauză și să facem la partea a patra 40.000 de like-uri. Partea a patra, 40.000. În 4 secunde de data asta. 1, 2, 3, 4. Sper că s-au făcut 40.000 de like-uri, așa că hai, Danule, să-i dăm drumul la treabă. Bine trebuie să echipa IBM Family aici cu cele reușite. Cu cele reușite și echipa lui Danu, adică el singur contra tuturor. El se bucură, bineînțeles, când nu-mi iese ceva, normal. Corect. V-am zis, știți care-i treaba, deja nu trebuie să vă mai explic. Începem cu primul, pe care l-am văzut pe TikTok. Dăm drum. Hai să vedem. Probabil ăsta este unul dintre cele mai virale, la momentul ăsta pe TikTok. L-am văzut și eu. În care pui apă și bași păpădia și când o scoți, e ca și cum n-ai băgat un apă, adică nu se udă cum ar veni, nu se strică, ca să zic așa. Stai așa să... Uite, cam aici bidonul ăsta cu apă. Hai să vedem. Care treabă? Ce zici? Merge ăsta? Din ce am văzut eu? Da, din ce am văzut și eu ar trebui să meargă. Mergea, nu? Da. Ajunge oare? Ce zici? Da, cum? Mai pun? Da, ajunge. Gata. Gata că trebuie să mai beau și eu. E intact, se vede, da, uite, se vede. N-are nimic, e perfectă. Am emoții, așa că ea ajută săraca frumos. Când era mic, mereu când vedeam din astea, dădeam cu piciorul prin ele. Sau, bam, suflam. Suflam în față, mă duceam așa, bam, știi, și dădeam la fete, ci era cineva, eu făceam ceva. Și te înjurau, tati, dar ce mai zici? Gata? Da. M-am dat emoții, da. S-au dat toate, ba, Dan, să mor eu. Bă! Uite, Dan, n-are nimic. Băi, ba, Dan. Uite, să mor eu dacă mai, nu. Mai bag o dată, să vedeți ce fel se vede aici în apă. Ia să vezi. Mai bag o dată? Da. Uite alea, că când intră în apă, zici că e udă toate. Vedeți cum se vede... Uite aici, zici că e udă toată. Ia scoate. Uite-le ce fel faci. Bam, și n-are nimic. Băi, cât de șmecher e ăsta. Hai că ăsta chiar e șmecher. Mă, băi, am zis că e țeapă după cum ai intrat tu și tu pe filmare. Dar văd pe partea asta altă, da. Băi, am zis că e țeapă din prima. Zic, ce are, mă? Iar au pus ăștia ce aia, păpădină, și... în altă parte ce, da, altfel de păpădii. Eu m-am gândit că o dă cu ceva înainte, un fel de spray cu ceva, știi? Și stai așa țeapă, fixativ, cu ce o dă, că mor aici. N-am dat-o cu nimic, uite, stai așa, drept dovadă. Bineînțeles. A făcut mai păpădii în casă. Cred că cu toții vă întrebați cum putem să scoatem un dop de sticlă din această sticlă. Simplu, o spargi, nu? Doar să o spargi. Cam atât, da. Bine, acum am văzut-o pe TikTok și îți dai seama. Ne-a arătat șmecheria. Hai să vedem dacă merge. Eu zic că nu cred că o să meargă ăsta. Dar mă rog, mi se pare imposibil pentru că dopul ăsta se mărește. Mare. După ce îi dai drumul în sticlă, el se mai mărește. Pluta, știi? Aia de acolo se dilată. Se dilată, exact. A? L-a prins. Fii atent cum l-a prins. L-am prins, mă? Ce zici, îl scot? Îl scot, Danule? Așa pare. Îl scot? Așa pare. Ți-i gura mamei lui. Nu pot mai... Mi-e fric să rup iar asta. Încet, că ies. Haide, mă. Ești aici cu el în buze. Stai așa. Ține-l așa. Se vede aici? Așa. A ieșit unul, ai crezi, văzut? Nebun. L-a scos, uite. Pe sticlă. Uite. L-a scos, mă, frate. Bine, mă, s-a lăsat bătut și l-a scos. Să-mi trec punctul la mine. Cât e? 2-0? 2-0. 2-0. Că am și piciorul. Dar vezi că depinde puțin de pungă. Acum mi-am dat seama. Da, adică... Uite, asta e mai... Mai, cum să zic eu așa, mai plasticat așa, mai tare. Asta în schimb e din aia moale care se lipește de gunoi, știi? Da. Și nu-i bună. Avem nevoie de o ascuțitoare, da. Se vede? Da. Un cârlig, dar din ăsta din lemn, de acum 65 de ani. Așa, și bineînțeles un cablu cu care vom încerca life hack-ul. Trebuie să scoatem lama asta, că asta ne interesează pe noi. Și acum fii atent, trebuie să prindem lama asta de la ascuțitoare, să o prindem aici pe cârligul ăsta. Să-i dăm noi o gaură și să o prindem așa. Vezi? Uh-huh. Se vede cablul dacă nu-i cojit. Da. Bage asta aici, uite, vezi? Ok, așa. Unde vrei tu aici? Bine, asta trebuia să stea mai așa. Ții așa apăsat și învârzi ea. Învârzi cablul, nu? Învârzi cablul. Bam, 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 bam. Ei, și acum când scoți asta, uite, vezi, nu știu dacă se vede, că s-a tăiat aici. Uite. Se vede?
Da, se vede, uite. Puțin câte aia, se vede. Și acum uite, când tragi focalizat, da, se vede? Da. Când tragi de asta, uite ce frumos l-a tăiat. Uite. Și rămâne fix cablul de care ai nevoie, poate de și rămâne aici ăla frumos ăsta. Ba, și cam aia e treaba. Le-ai luat, le-ai legat, asta e un life hack mai mult pentru electricieni. Exact, pentru... dar știi că de multe ori luai cutterul și dădeai așa. Și așa una și așa mai jos. Și așa ai din firele astea, da, din lița asta, da, și da, din sârma asta. Dar uite că a ieșit, adică da, nu mă așteptam. E bun, e ok. E ca lumea, nu? Da. Merge. Deci cât e scorul? 3. La? Dar niciuna. 3 la? La 0, frate, că toate au ieșit până acum. Pentru următorul life hack pe care l-am văzut, fii atent, o doză de cola sau de suc de care o fi, am luat din asta ca să-l cinstesc pe Danu după dacă mi se pune punct, dacă mese, dacă no, nu mai dau nimic ca să bea. Și un pix sau un creion. Și că dacă faci așa, repede, se deschide asta, adică la un moment dat fără se încălzește. Să și fără, fără. E bine, bă, dă-mi, lasă. Și că se încălzește asta și bam. Sau așa, că mai am un din ăsta. Mai am un creion din ăsta mai mare. Ăla făcea așa, cred că 10 turi. Baia. Bam, se desfăcea. Nu merge, uite. Uite cât de repede dau. Dar s-a umflat asta sau mi se pare mie? Ha? Nu-mi dau seama, mai fiu, parcă s-a umflat. Este? Nu mă las. Vedeți că nu-i desfăcut, da? Nu, mă, nu. Așa, să prind aici șmecheria. Ce m-a speriat, băgam mea și... mine, doamne! Amir, Amir, dar ce-am făcut în casă să mă bată mama, că mereu fac așa? Dar ce-ai făcut pe perete? Și pe perete? Bă, am revenit, am făcut curat. Ce m-a speriat. Bine, cât de cât așa curat, bă, dar nu mă așteptam. Bă, a explodat pe bunii. Mă rog, a explodat, deci, în ghilimele, dar a pocnit. Ca să vă explic cum stătea treaba, am discutat cu Bogdan înainte, am schimbat două vorbe și am mai dat de 3 ori așa cu creionul. Păi da, așa a explodat, nu mă așteptam deloc. Ești nebun, dar uite ce fel, ce fel s-a deschis. L-a spart invers, dinăuntru în exterior l-a spart. Da. Mamă. Nu mă așteptam, pe bunii. Nu încercați asta că o să vă sperii, credeți-mă pe cuvânt. Să aveți grijă în caz de o faceți, că o să, nu sau se știe. Nu faceți în casă, că faceți mizerii, 100%. Oricum, am dat ceva. Da. Am dat, cred că am dat 2 minute în continuu, 3 minute așa. Da, 4-0? 4-0, hă? 4-0, da. Bă, deci rapidul ăsta te bate, te omor la ăsta. Numărul 1 cu ăsta, cu life hack, cu ăsta n-ai mai avut niciodată succes din ăsta. 4 din 4 niciodată, era una și 7 nu. Ești chior și nu știi să bagi, nu, ești chior și nu bagi ața, na, îmi trebuie. Hai bine, family, cu acest life hack te va uimi, incredibil așa ceva, fii atent, Danule, o periuță de dinți, de preferabil să nu fie aia ta care te speri pe dinți, e una nouă, da? Așa. Acum. Și acum încă dacă o pui așa, bam, și aici, știi, trebuie să te ajute țepea să împingă, să împingață, exact. Dar, eu nu știu ce să zic, frate, da. Din păcate, cam asta este. Avem și primul fail, primul punct la Danu, ca să zic așa, e 4-1, da? Deci am spart gheața de acum să vedeți bubuia lui Cidaul Bogdan din ce în ce mai multe la mine. Da, ăla și fel, deci a pus așa ața, a pus pe periuță, a făcut odată așa, a și intra firul. Dar cred că avea, acu avea gămălie atâta. Cred că băga așa cu ochii închiși. Ce, nu-ți mai trebuia asta. Trecem la 4-1 oricum, stau bine. Cred că s-a întâmplat măcar o dată, dacă nu vouă, măcar părinților voștri. Știi când bagi un holșurub din ăsta și vezi, se strică, îi se strică filetul. Capul ăsta. Capul ăsta. Uite, vezi că nu mai merge cu șurubelnița. Oricât ai învârtit, s-a olărit capul ăla și nu mai prinde. Vezi? Da. Nu poți să-l mai scoți, uite. Dacă pui o bucată de gumă așa. Și pui guma peste. Pui guma peste și bagi acum cu asta, ar trebui să meargă să scot ăsta. Hai că da. Nu funcționează. Nu merge nimic, Adamle. N-am ce să-i fac, așa făcea și la, încă el și ce punea? Din ăla, din ăla de borcan, din ăla micuț, așa. Punea aici, punea asta și bam, și gata. Da, 4-2. Da. Ziceai 4-2? Da. Mamă, s-apropie și nu-mi place, trebuie să fac ceva care să-mi iasă. Hai să-l vedem pe următorul. Fii atent, și că dacă iei un elastic din ăsta, vezi? Așa. Și-l ții așa și pui puțină ojă, se rupe imediat, se desprinde. Băi, asta nu cred, Badan, deci 4-3, vă zic de acum, băieți, 4-3, da? Toată lumea, așa au zis. Toată lumea mâna sus așa în comentarii, două degete și jos și ziceți 4-3 spre egalare.
Vino aici aproape. Și dacă pun oja acum pe el, ce se rupe? Ce zici, ce s-ar rupe? Nu te spera că te întreb. Păi nu e bun oja mea, a? Hai bă, dar nu te-ai trezit tu cu asta. Păi și la ăla de ce se rupeam? Să vezi și bătaie trag la ăla, să-mi zici cum îl cheam, că mă duc și-l caut și-l iau la bătaie. Bă, dădea așa puțin cu oji și ăsta să pac, se desprindea, se rupea. Eu dau, poți să-l și întinzi mai tare dacă consider că asta este un avantaj. De ăla nu întindea, l-avea așa normal, dar și cum făcea? Două picături așa punea. Fai ce miroase, ia așa, ce ai zis mai devreme? 4-1 nimic, după aia 4-2, acum 4-3. 4-3, fraierul. Deci, și pe ăla am venit așa. În urmă, așa, imediat. Imediat, cu două, una după alta. N-ai mă nicio șansă, ba da, ne-am arătat, ce ești nebun. V-am zis băieți acolo, la care a comentat acolo. Pune altceva, fraierul, este. Dai seama, acid, pune altceva. Bă, dar direct dintr-o ojă așa a luat. Dacă el nu putea să pună în oja aia altceva, știi, bă. Bă, uite-mă cum mă faci pe mine acum să-mi jur și să zic alte cele și eu nu vreau. Hai să te văd eu la asta, Danule, dacă mai iei tu punct. Eu zic că asta merge sigur. Merge asta. Îi dai foc. Am. Bam. Frumos. Și acum după ce o stingi, o să ia să fum. Clar, logic. Bravo, așa, wow. Mă gândeam că poate ne dă vreo 100 de euro, ia. Și după aia când pui așa deasupra fumului, se face flacăra. Vino mai aproape așa, da. Să vadă perfect, dau slow motion. Gata? Hai. Da. Ai văzut? Mamă, dar de unde a luat? Ai văzut cât de sus a luat? A fost fumul? Lasă-l să duc în sus. Ce aici? Imediat. Uite, bam. A făcut aici numai... Ce? Păi, dar cât e să mă mâncați aici cu ratam? Fire in the hole. A făcut pe-n casă, miroase a capela, așa. 5-3. A mers ăsta. 5-3, da. Fiate și am unul cu care... Fratele vostru, bă, combinați orice gagică, mă, deci când v-ați dus la club, fiți atenți acum. Mi-e rău deja, ia, hai să vedem. Fiți atenți acum cu ce vine fratele vostru, stai așa că... Revin acum. Deci, frate, tu ești așa, nu, de exemplu, da, tu ești cisma, ești în club, tu, da? Așa. Buial, bam, unde ești tu cu tare. Și vine, vezi o fată că și-a cumpărat ceva. Hei, nu-mi desfaci și mie asta, știți, zici, bă, da. Stai așa, Oleg, dar barba nu unde era? Dar lați barba, nu, ești, ești, lați-mă puțin așa să fac cum trebuie, povezi. Hai, fă sketch-ul ăsta. Ești cu ea pe un câmp, fii atent, o schimbăm. Ești dar stai așa, fii atent, dă Oleg când cu a facem așa pe roluri, eu îți fac. Gata, așa, ha. Deci eu știu că eram pe un club, da, stai așa, ia. Băiatul, mi-am luat și eu sucul ăsta. Poți să-mi desfaci și mie sucul ăsta, te rog? Nu pot, ia. Ai. Și fii atent și vine așa. Ai făcut așa. Ce bă? Zap. Zap, zap. Pac, ia o să zică, nu stai, știi, tu zi acum așa. E, nu, ce înseamnă asta? Nu stai, asta? Că nu, ai înțeles greșit. Și aici face. Bam, știi? Hai scoasele. Cu ăsta, îl ții aici, contră. Așa. Bam, îl ții așa cu degetul ăsta sau cum poți tu, nu știu, că nici eu nu pot. Nici ce nu mai... știi. Bage ăsta aici și fii atent. Faci iar numai Pepsi, pe-n casă. Bat pariu, hai, cine... Aruncați bani acum, jos, că eu zic că faci numai Pepsi pe-n casă. Bine, ea a plecat la altul până ai deschis tu, știi? Ți-a zis la alta, mai vreo două, trei, dar trebuie să o dai gata cu schema asta. Nu, nu vă luați după Bogdan cu schemele astea, că plecați bătuți acasă, nu știu cum să vă zic. Și așa. Avem o oră aici, băie, zic. Ea între timp a plecat la altul, dar nu contează, te duci după ea, știi? Și cureau așa, știi, în vârst. Și zici, poftim. Mulțumesc. A mers sau n-a mers? La ce-l trecem? Da, mă, la bune. La bune, da? 6-3. Fii atent pentru următorul. Și pe ăsta l-am văzut, e mișto rău. Acum să vedem dacă merge. O frunzuliță, o frunză și o pastă de pix, da? Și trebuie să punem cerneala asta, să suflăm aici, la vârf. Sau, de fapt, la coadă aici. Și acum, dacă o pui în apă, ar trebui să fie ca un motor, așa, să meargă singură. Ca o bărcuță, așa. Ia să vedem. Mamă, ce mișto faci. Wow! Cât de tare. Bă, ești nebun? Dar știi care e treaba? Că e micuț ăsta. Imaginează-ți să pui, să o pui, de exemplu, la o baltă când te duci, da, la pește sau undeva să pui. Cred că se duce să-mi bat piciorul. Chiar e șmecher, da, asta să o încercați. Bă, dar ai văzut ce frumos vedea, da,
ca efect, așa? Și rămânea în urma aia albastră acolo. Mișto rău, deci asta s-o încercați undeva dacă aveți o baltă sau ceva, sau un ceva mai mare, în cadă. Dar în cadă nu, pentru că dacă puneți pastă, s-ar putea să murdăriți cada și să nu se mai apătează. Eu zic că dacă plouă leacă afară și se face sau un pic baltă, din asta, exact, dacă plouă. 100%. Uite, acum al naibii, când aveam nevoie să facem, nu mai plouă acum, deci nu mai invers se întâmplă toate, dar na, asta e. Ideea e că merge, ai văzut ce frumos a dus? Și ca lumea. Chiar e ca lumea asta. Episodul ăsta cred că e cel mai forță dintre toate, așa că apăsați butonul de like să facem 40.000 de like-uri la partea a patra și fii atent, ultimul, o Milka și niște popcorn. Deci punem într-o tigaie oală, vedem noi ce găsim pe acolo pe la bucătărie, punem popcornul, punem ciocolata, punem puțin ulei și punem capacul. Și aia o să se topească și știi că o să se facă popcorn cu ciocolată. Din păcate știți că am problema cu stomacul, cu burta și nu am voie să mănânc dulce, am un regim destul de strict, dar e perfect pentru că l-avem pe Danu. Un fel de cobai, așa o să încerc el. Dacă e bun, dacă nu e bun, bineînțeles. Cel mai bucătar. Am venit aici la bucătăria noastră de vară să facem nebuneală, dacă facem în casă, facem probleme. Băgăm. Mamă, ce aș mânca, asta e preferata mea, Danu. E preferata mea și n-am voie, băieți, nu am voie deloc. Maxim banane am voie să mănânc atâta. O punem aici, da? Nu știu abia uleiul ăsta, l-am cis prima oară? Nu știu, frate, fac cum știu eu, așa că e o mare bucătate. Dacă iese bun, o să vă zicem, poate faceți și voi acasă. Vă leu, ce a făcut, frate, a început să tragă. Ce-i legat pe bucătărie, nu trebuie. Deci am făcut un fum în bucătărie, vreau să zic. De-aia am și ieșit afară. M-am ieșit afară, v-ați dat seama? Ăstea le-am cam ars aici. Dar, doamne, n-ai ce să faci, trebuie să guști acum, una, două. Bă, una gust acum, da. Ia vezi. Ia vezi. Are gust de ciocolată sau? Da. Are? Uh-huh. E bună? Da. Dar-s bun, mai că pot să mănânc, n-am ce treabă. Pe bune? Da, cum. A fost rău. Greșeala noastră cred că este că a fost doar o singură ciocolată și trebuia vreo 3. Lăsați să se topească bine, după pus mai mult ulei și după pus astea. Noi le-am pus acolo. Ne-am trezit noi în bucătărie să facem noi ceva. Eu așa că îl pun la fail, ca să zic așa, pentru că mie nu mi-a reușit. Probabil că dacă făceam ce trebuie de la început, nu știu, altul era rezultatul, deci 7-4 la scor, da? Oricum a fost un episod destul de mișto, au ieșit foarte multe dintre ele, unele chiar super, super mișto. Preferatul meu este ăla cu doza de cola și m-am speriat la ăla, pe bune, și eu m-am speriat, ăla e preferatul meu. A, și mai e ăsta cu bărcuța care se ducea frunzulița, șmecher rău și ăsta, chiar frumos. Bun, apăsați butonul de like acolo în forță să facem 40.000 de like-uri. Nu uitați că dacă vă comandați ceva de pe site-ul celor de la 11 Team Sports, băgați codul IBM pentru că aveți reducere la orice produs de pe site. Și decât să dai, nu știu, 200 de lei pe un produs, așa bași codul meu și lei cu 160 de lei, de exemplu. Dacă tot vrei să-ți cumperi, nu sunteți obligați să faceți asta, ca să ne înțelegem, în caz de vreți să vă luați ceva vreodată, ca să știți că aveți reducere acolo cu codul IBM. Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă salut!